Hai mă, Iulia! Ce să fac? Scurde-i, tata, stă-ți capul de grabă acasă! Of, cum acum ați îmbrat școala? Nu mai opta și du-te la școală când târzi! Așa? Uite, așa și-am zis. Era mai repede, trezești, că e ora 8 acum. Tu iar întârzi la școală. Școală rest te mai numești. Uite, toți mă uite pe geam, toți de acum au plecat la școală, tu încă dormi în pat. Cât-ți mai poate? Mă trezesc, nu mai strigate dimineață. Deja e ora 8, de ce așa repede? Iar la școală. Doamne, și n-am reușit să dorm, că iar trebuie să mă trezesc. Acum, repede, în 10 minute, nici nu dovedești să bei ceaiul. Mai repede, că copiii de acum stau la rutieră, la școală, să duc. Hai, nu mai întinde deloc, deodată te-ai sculat. Repede, hai! Școală, mai repede, școală odată. Cu școala asta, nici nu pot să-mi împlinesc cu somnul. Când odată să dorm și eu normal? Stai, Ira, unde te duci, măi? Măi, jumătate ce-ți unde te duci? Fără scurt te duci. Măi. Ira, când odată tu ai să te trezești ca oamenii normal dimineața, totdeauna întârzi la școală asta. Eu nu pot să înțeleg. Și fel de școală. Ia, uite, 30 de kg are geanta asta. Încearcă să duci până la școală. Dar pe când duci și eu în car și atâtea, dacă ele nu străbiesc toate. Îți hârți acolo, nu dulciuri. Du-te, mai repede, că ai întârziat de acum la școală. Da, dar Măi, dar am învățat și noi, dar tu mai eram așa. Oh, în sfârșit, azi finale, doamne. Și mă, of, și? Ce am obosit? Unde ai obosit? La școală, unde? Hai, lasă-mă obosit. Parcă te-ai dus și ai tras la plug la școală și... Du-te mai repede și apuc-te de lecție, uite, ora 4, nu înțeleg ce faci tu. Oare lecție, dă să mă zihnesc. Du-te și te apucă de lecție, mai repede, că și aia răstai până la ora 12 și noapte. Măi, dar și eu am învățat, dar nu mai așa de greu facem lecție. Du-te, hai. Nu te cred. Nu mă crez. Hai, era atunci când ai terminat lecțiile, când afară de lecție, mi-ai venit treabă și pe acasă, era. Cât mai ai tu te făcut? Ia spune-ne, în minute. Mai am încă foarte mult, am ajuns numai la chimie. Eu nu știu cât în minute, dar vreo 3 ore precis. Cât? 3 ore? Era! Ia nu știu, fă și vrei. Într-o oră, eu tot când învățam ca tine, eu făceam mai repede ore. Tu aici la chimie de când am venit la școală? Nu, uite, îți mai dau oră la dispoziție, că noi mai avem și altă treabă acasă, nu numai lecțiile tale. Tu m-ai înțeles pe mine? Aaa, nu tata, nu așa nu e cinstit, oare tu nu erai copil, eu nu cred că tu într-o oră făceai toate temele, asta e imposibil. Cum eu tot reușesc acum? Era eu nu numai lecțiile facem, eu și treabă facem prin prejurul casă și încă și lecțiile dovedem. Dar tu lecții și gata, tu crezi că numai asta și încă dimineața nu dovedești să trezești întârzi permanent la școală. Tare aș fi vrut eu să te văd acum pe tine, elev. Că normal că înainte și eu puteam să învăț, că era mai simplu 100%. Dar acum știi și e de greu, în clasa 7 noi învățăm cum voi în clasa 9. Ira, gata, nu mă interesează, clasa 9. Nu mai spune că noi am învățat încă mai greu ca voi au fost la noi. Așa, deci o oră și nu mă mai întreba eu dacă învățam. Eu cu mare plăcere m-aș duce uite acum în locul tău la școală, ai vrea să ne schimbăm. Eu să mă duc în locul tău la școală și tu în locul meu să faci toate treburile pe acasă, în genere care probleme sunt în familie. Cu cea mai mare plăcere aș vrea, sincer, îți ofer ți locul meu și du-te tu la școală ca să vezi măcar o dată cât e de greu și că nu e așa de simplu. Dar aș vrea să-l văd pe tata, cum este el în rol de elev și cum el pleacă la școală. M-aș uita cu mare drag la el. Am înțeles. Ora 8 încă dor, scoală mai repede, Andrei, când târzi la școală. Din pașii.
Trezirea la repede când trezi la autobuz, 34 km pe jos până la școală? Tu auzi pe mine, ia uci ce faci el. Scoală-mă, Andrei-mă, repede la școală când târzi! Și copilul disciplinat, nu sincer, îți dau 2 minute la expoziție. Te scoți, te îmbraci și te ieși la școală când târzi! Uf, când odată ați măsat ușor de somn. Școală. Când odată ați mântu școala asta. Ha, gata, ce tu n-am înțeles? Ce, hai, pa, mă, duc, mă. Stai, mă, Iuliacu! Ce, mai, ce să fac? Uite, mamă, e scurt, dar de afară, iarna, și te duci. Hai, dă-mi, mă, iuliacu. Mamă, ferește. Asta e calcul de grabă, ține. Îmbracă-ți mai repede. Tot și-o aici, cărăniz? Cărăniz, da, mi-o trebuie, am munca azi, am luat aici niște lemne. Și-o, hai. Uite, da. Ну, я там убоса, там обтет Катя физика. Пойдуки, вот маскин шмаду кафар на Санюш. Да лекции. Та ну не да никак кас, ну. Матька, ну вода никак кас. Ну не да, ну вот как карантин, а кума же ну. Да, она то сюда на машине кажу сгэ. Та ну не да, ну вот раз она то с кмыня следы как кас. Ты еще дать, Сон. О, Соня, подержи, тата. Эй, Соня, подержи, Сон, вообще не грей. Так, смогут макар ся вас фак, сну спой к. Вон я курс смогут уж математик всего. О, Каиша, а еще на майданика. Еще тотника. Химия. Уф, мальцы турады аку. Нам залезать щип, ты ничего не хочешь нигде, ты что, крутишь пикап? Ну, лицо наша, как купать мы репдиво и суши информация. Ну, мне дат мой он объект так ас. Ну, я вам казык, ну, не дать миг, да не дат он объект. Так уж ам, ак уж фак, фак. Фа, мы репди, ты рог, ну, с тем ли все пентру акас, к мы авен шрябу, ты фокупи акас, да ну, на тем ли тыля. Я не буду для жутор. Хай, ты рог, мы репди. Тряпа, фим. Да стайки, у меня мату саминти, и ты не дат ла истории, дим вэцату, громада. Bun, eu mă stăruc, mă repede să fac să te ju, dar nu știu prea ce, mă stărui. Hai, dar e șmecher, adică acum nu te mult la uză, zicei că n-ai nică pentru acasă și acum că n-ai auzit de treaba, așa-i, da? Hai tu multe, bun, asta îți aducă să-i aminte. Fă, mă repede, lecțiile, oricum faci treabă. Bun, e treabă mai bine, mă fac învăț la istorie decât să fac treaba asta. Pocă lui Petru cel Mare, 1696, 1725. Stop. Nu, mă gine. Trec eu înapoi în rolul de tată, mai gine să lucrez, fac bani, nu știu, mă, nu, îmi place mie așa, Ghira, poftim înapoi ție. Ogo, serios, eu l-am văzut pe tata Rodz, elev? Ogo, nici nu m-am așteptat că tata era fix așa ca mine și el încă încearcă să mai spună ceva. Las că o să mințesc eu din când în când lui că fix așa făcea ca mine. Tot răia să doarmă și să nu plece la școală. Ai, tata, toți părinții oricum cândva erau și ca noi. Ai.